Jurnalele RTT. Știri la fix. În ultimele 24 de ore, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov a fost solicitat să intervină la numai puțin de 4 incendii de pădure. Astăzi, prima deplasare a avut loc de dimineață în pădurea Busca din Târlungeni. Focul s-a manifestat pe suprafață de aproximativ un hectar și a avut mai multe focare. S-au deplasat două autospeciale cu apă și spumă de la detașamentul 2 pompieri. Pentru că zona este inaccesibilă mașinilor, pompierii au fost nevoiți să acționeze cu lopeți, pliciuri, vermorele, bidoane cu apă și cu un ATV de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Săcele. În jurul orei 13 s-a dat din nou alerta. Un incendiu a izbucnit în zona fondului forestier din apropierea comunei Holbav, în zona Găunoasă. La fața locului s-au deplasat două autospeciale cu apă și spumă, un microbuz cu 10 subofițeri, 40 de persoane de la Ocolul Silvic și aproximativ 30 de localnici. Numărul personalului care a intervenit a fost însă suplimentat cu 20 pentru că focul s-a extins cu repeziciune la o suprafață de 5 hectare de pădure. Pompierii reamintesc că încălcarea legislației privind arderea miriștilor și vegetației uscate se sancționează cu amenzi cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei în cazul persoanelor fizice și între 25.000 și 50.000 de lei în cazul celor juridice. Cetățuia Brașovului va fi spațiu cultural sau spațiu al pompierilor? Destinația va fi stabilită după ce primarul Brașovului va avea o discuție cu reprezentanții Ministerului Finanțelor. Ultimele zvonuri spun că ministerul ar intenționa să dea cetatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Situația juridică a cetățuii de pe dealul Straja nu este nici acum clarificată. Închis încă din 2015, monumentul a fost în proprietatea unei firme private. În mai 2015, municipalitatea a deschis un proces prin care a revendicat monumentul, iar Tribunalul Brașov și Curtea de Apel Brașov au dispus ca aceasta să treacă în proprietatea statului român, pentru a fi ulterior preluată de primărie. Firma privată însă a contestat deciziile instanțelor, astfel că procesul a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde primăria a solicitat ca cetățuia să intre în patrimoniul municipalității. Procesul este acum pe rol, dar nu a fost comunicat încă un termen. Pentru că decizia Curții de Apel este executorie, cetățuia este legală în proprietatea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor, cu care primăria Brașov a început discuțiile pentru preluarea ei. Un răspuns oficial de la minister nu a venit, dar se zvonește că acesta ar lua în calcul predarea cetățuii către Ministerul Culturii sau chiar Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Am avut zile trecute o altă, tot așa, pe un zvon, că Ministerul Finanțelor a făcut o adresă către Inspectoratul pentru Situații de Urgență, pentru ISU, ca să dea cetatea la ISU. Nu pot să spun că e așa, dar numai din vorbe am auzit. Ar fi foarte hazliu pentru noi să fim în situația respectivă și acolo să fie pompierii. Repet, e doar așa din auzite. În această săptămână vor avea loc discuții cu reprezentanții Ministerului Finanțelor. Județul Brașov va avea o nouă stemă. Consilierii județeni au aprobat noua emblemă realizată de istorici și specialiști în heraldică. Stema are elemente din zonele Brașovului, Făgărașului și Rupei. Dosarul va ajunge spre avizare și la Comisia Națională de Heraldică, iar mai apoi la Guvern. După 1990, Brașovul nu a mai avut nicio stemă acreditată. Directorul Muzeului Județean de Istorie Brașov, Nicolae Pepene, unul dintre membrii Comisiei Specializate care a lucrat la noua stemă, a prezentat-o aleșilor județeni în ședința de marți. Potrivit lui Pepene, scopul noii steme a fost să reunească toate cele trei zone importante ale județului și include simboluri reprezentative pentru toți cetățenii, indiferent de etnie, religie și locul de origine. De asemenea, are legătură cu tradiția heraldică a județului Brașov. În această stemă o să regăsim cu adevărat întregul județ Brașov, nu o să găsim doar capitala și țara Bârsei, respectiv găsim stema județului Făgăraș, reprezentată de agvila cu cruciată, este un simbol heraldic foarte vechi, pe care, în primul rând, îl avem pe stema țării românești, de unde și legătura cu întemeierea țării românești, descălecatului Negru Vodă, știți tradiția care spune de întemeierea făcută de un nobil român care a trecut Carpații la începutul Evului Mediu. De asemenea, vom găsi și reprezentată și Rupea, țara Cohalmului. Este o preluare după stema veche a scaunului Rupea. Stema conține și principalele elemente care definesc geografia județului, Carpații și râul Olt, precum și, foarte important pentru țara Bârsei, coroana regatului României. Jumătate din scut îl reprezintă stema județului Brașov din perioada interbelică. Și aici poate avem cel mai important simbol al stemei județului Brașov, și anume coroana României Mari. Și cred că este o coincidență fericită că în anul centenarului
județul Brașov, iată, adoptă o stemă care are în ea cel mai important simbol al centenarului României Mari. Noua stemă a fost aprobată cu 3 abțineri și 2 voturi împotrivă. O mașină a fost carbonizată în parcarea de la Belvedere. Din fericire, șoferul a apucat să iasă din autoturism înainte ca acesta să ardă ca o torță. Parcarea de pe drumul spre Poiana Brașov era goală în momentul izbucnirii flăcărilor, astfel că incendiul nu a afectat și alte autoturisme. O auto specială cu apă și spumă a intervenit pentru a stinge flăcările, însă mașina a ars în proporție de 90%. Cel mai probabil incendiul s-a produs din cauza unui scurt circuit la instalația electrică a mașinii. Ionel Goidescu i-a luat locul lui Ionel Spinean în Consiliul Județean. Comisia de validare a forului județean a pus în aplicare o sentință definitivă și executorie a Tribunalului Brașov, prin care fostul primar al predealului și-a obținut mandatul. Comisia de validare a forului județean a pus în aplicare o sentință definitivă și executorie a Tribunalului Brașov, prin care fostul primar al predealului și-a obținut mandatul de consilier județean. Colac peste pupăză, Goidescu nici măcar nu mai este membru PER. În 2016, Goidescu era primul pe lista de candidați a Partidului Ecologist, filiala Brașov, la Consiliul Județean. Deși PER a obținut 3 mandate, imediat după alegeri, Goidescu a fost exclus din partid, iar în locul său a fost validat Ionel Spinean. Goidescu s-a judecat 2 ani în instanța de contencios administrativ. A depus o plângere împotriva PER, prin care a contestat decizia de excludere din partid, și una împotriva Consiliului Județean, prin care a solicitat anularea validării lui Spinean. Consiliul Județean a fost obligat să pună în aplicare decizia tribunalului și să valideze mandatul fostului președinte al PER Brașov. Se validează mandatul domnului Goidescu Ionel pentru funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Brașov, conform sentinței civile mai sus menționate. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Brașov. Așa să mă ajute Dumnezeu. Prin votul de astăzi, practic se duce la îndeplinire ceea ce era început la acum 2 ani și jumătate, chiar la alegerile locale, prin care câștigasem un mandat de consilier județean. Din păcate, conjunctura de atunci mi-a fost defavorabilă și am ajuns astăzi în condițiile de a mi se valida mandatul de consilier județean. Apreciez votul Consiliului Județean. N-am făcut publică niciun fel de atitudinea mea vis-a-vis de acest lucru. Consider că este corect, vin cu cele mai bune intenții. Ionel Goidescu va activa în Consiliul Județean ca independent. Brașovul este implicat într-un nou record mondial. După cel mai mare număr de cititori pe care a încercat să-l doboare în vară, Brașovul a intrat acum în proiectul celei mai mari ore de educație financiară din lume, ținută simultan în 25 de orașe din întreaga țară. La Brașov, lecția a început la ora 11 și s-a desfășurat în 4 locuri: Aula Universității, Centrul Cultural Reduta și Colegiile Naționale Andrei Șaguna și Dr. Ioan Meșută. Pregătirile pentru lecție au început cu o oră înainte pentru a respecta regulile stricte necesare omologării recordului. La Meșută au participat la ore elevi din clasele a 12-a de la Mircea Cristea, Informatică și Meșută. Dincolo însă de reguli, copiii au vrut să afle mai degrabă secrete ale gestionării propriilor finanțe. Deși au strâns bani pentru proiecte personale sau își doresc să facă acest lucru, încă se bazează foarte mult pe părinți. Da, am strâns să-mi cumpăr mașina. Pentru o excursie în Germania am încercat să economisesc niște bani și nu prea mi-a reușit mie, dar m-am descurcat într-un fel. Da, probabil pentru școala de șofer, cred, și pentru a-mi lua o mașină pe viitor. Bine, nu doar singură, cu ajutorul părinților mai mult. Este importantă ca orice formare, ca orice formă de educație. Am fost de dimineață, am asistat la pregătiri, am participat pentru acest eveniment și sperăm să fie un succes. Cea mai mare oră de educație financiară din lume a avut loc de Ziua Mondială a Economisirii. Reprezentanții desemnați de Guinness World Records s-au aflat miercuri la Oradea pentru a supraveghea evenimentul. Recordul actual pentru cea mai mare lecție de educație financiară a fost consemnat de Guinness World Records în 2013 pentru o inițiativă din Statele Unite care a strâns la oaltă 5.624 de participanți. Luna noiembrie se deschide la Filarmonica Brașov cu un concert simfonic de zile mari. Evenimentul din seara de 1 noiembrie de la Sala Patria o va avea ca solistă invitată pe Luisa Sello, artistă desemnată de Ministerul Italian al Culturii, să facă cunoscută muzica italiană în lume.
La pupitrul dirijoral va fi maestrul Koichiro Kano, deja cunoscut și îndrăgit de publicul brașovean. Repetițiile pentru seara de 1 noiembrie sunt întoi. Agenda serii cuprinde lucrări din Delius, intermezzo The Walk to the Paradise Garden, Ibert, concert pentru flaut și orchestră și Frank, sinfonia în re minor. Maestrul Koichiro Kano, născut în Tokyo, a început să se integreze în viața muzicală brașoveană din 1995. A fost succesiv sau concomitent trombonist al filarmonicii, corepetitor la operă, profesor corepetitor la liceul de muzică, dirijor la operă, profesor asociat la clasa de trombon a Facultății de Muzică a Universității Transilvania. Luisa Selo este caracterizată drept o artistă unică, având calități artistice de excepție și tehnică strălucitoare, care reușește să transmită ascultătorului emoții greu de uitat. Cântă în întreaga lume și a fost desemnată de Ministerul Italian al Culturii să promoveze muzica italiană în lume. A studiat și a concertat cu nume mari ale muzicii de referință și promovează în lume flautul Miyazawa. În ajunul centenarului Marii Uniri, Filarmonica Brașov promite concerte de excepție cu invitați pe măsură. Consilierii locali ai PSD nu vor majorarea taxelor de căsătorie. După 8 ani în care cuantumul taxelor de oficiere a căsătoriilor a rămas neschimbat la Brașov, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor a luat decizia de a le majora. Aleșii socialdemocrați spun că nu vor vota proiectul și vor propune chiar eliminarea taxelor. Propunerea Serviciului de Evidență a Persoanelor este ca de la 1 ianuarie 2019 taxa de oficiere a căsătoriilor într-o zi de sâmbătă să crească de la 130 la 150 de lei. În timp ce oficierea unei căsătorii în ziua de duminică s-ar putea scumpi de la 270 la 320 de lei. Pentru a face poze sau filma la cununia civilă se va plăti 40 de lei față de 30, cât costă în prezent, iar taxa de urgență pentru eliberarea documentelor s-ar putea dubla de la 100 la 200 de lei. Consilierii locali social-democrați au anunțat că nu vor susține proiectul. Grupul de consilieri local PSD Brașov vine cu propunerea de a nu majora taxele privind Serviciul Local de Evidență a Populației. De asemenea, ba mai mult, vom propune eliminarea acestora. Ne uităm în jur la municipiile mari din România, și anume Cluj, capitala București, Sibiu, Timișoara. Nu percep niciun fel de taxă pentru căsătoriile oficiate în weekend, respectiv în zilele de sâmbătă și duminică, nici pentru taxa foto. Socialdemocrații spun că bugetul și mai ales excedentul bugetar al Brașovului permit eliminarea acestor taxe sau măcar înghețarea lor.